Cum te simți, Maria? Mă simt bine, Dragoș. Sunt foarte relaxată. Foarte Am bine. reușit să alunec în starea de hipnoză acolo unde trebuie să ajung eu și anume în flow de gânduri. Ok, du-te, caută-o pe Alexandra și conectează-te telepatic cu ea. Am ajuns. Mă uit la ea că se caută în poșetă, nu știu ce vrea să facă. Cum o percep din punct de Am vedere atins-o energetic? și ea. Dragoș, dezechilibri prea mari nu are, decât la ce văd eu la ea, sunt blocaje. Blocaje. Și aura e albă, culoarea ei este albă, și ea nuanțe, uite, de verde, de albastru, de la chakri, semn că, adică funcționează normal, vreau să zic, decât că într-adevăr are negreală pe ea. Eu nu văd toată aura, văd doar partea din față, așa, fața cu pieptul, atâta văd. Restul e foarte închisă, la culoare trebuie curățat. Ok, deschide, te rog frumos, un portal intradimensional acolo lângă ea. Am deschis un portal. Iar eu o să număr de la 1 la 3, iar la 3 toate energiile negative care sunt cu ea, în ea și pe lângă ea vor fi absorbite de acel portal, iar tu vei spune ce se întâmplă. 1, 2, 3. S-a activat portalul tragi. Tragi, 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 tragi. În formă de spirală se duce toată negreala în sus. În portal, de pe ea. Da. Și încă e negru. Ce se trage de pe ea? Încă e negru. Uite, se formează mai clar aura. Lima. Nu știu ce. Văd scrie pe ea Lima. Ce înseamnă? Sau Nu de la știu, ce provine? o să vedem un nume. Ai terminat de curățat portalul? Mai las un pic, Dragoș, care ci tragi via, să știi. Un pic, mai las 2 secunde și închid. Gata. Hai să-l închid. L-am închis și l-am sigilat, Dragoș. Ok, perfect. Iar acum transmite Alexandrei. Dragoș, Lima este o bufniță care stă pe umărul ei. Transmite Alexandrei să transmită tuturor entităților care sunt cu ea, în ea și pe lângă ea, să se deconecteze din totalitate de corpul ei energetic și fizic și să ia o formă în fața voastră. Dragoș, nu știu din ce rasă faci parte, e Lima asta și ia multe forme, formele de care dorești. Acum aș luat o formă de femeie umană, uite și de mâță și de... Mi-arată mie că ea știe să și ia foarte multe forme. Pentru că eu când mă apropii de ea, ea își schimb, se schimbă de ba de pe umăr, ba în cap, ba pe umărul altul, în jurul ei stă. Și-o luat un corp de femeie, dar nu pot să... Și de Care e om, și de nivelul animal. vibrației tale? 80.400. Iar acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3 nivelul vibrațiilor tale va fi de 1 miliard. 1, 2, 3. O femeie, dar de ce e femelă? Adică stai să văd de unde vine.
Din Karim. Dar ce e Karim? Din Kevlo. E un loc de un univers, da, dar de ce planete? Ceva cu Venus. Venus. Dragoș. Nu Venus, Vega, Dragoș. Ce faci tu aici? Ce rol ai tu aici? Dragoș, este o femelă. Nu-i bărbat, e femei. Un spirit femei. Care el și ea foarte mult. Este evoluat, vine la frecvență de 6. De la 6 de. Să știi că colectează energie. Este geloasă pe ea, este foarte geloasă. Ea numai pe femei se așează pentru că are ciudă pe femei, dar deoarece și ea ia mereu forme de bufniță, de, că nu, deci formele ei care ea și le ia, nu le văd, și-ar lua formă de zână, și-ar lua formă de ceva mai blajin, așa, dar nu, ea e foarte rigidă, e foarte frustrată, să zic așa. Ea e energie ce se ia, energia, pentru evoluția ei proprie. Să se deconecteze în totalitate de corpul fizic și energetic. Nu vrea, uite, o ia cu mâinile amândouă așa. Alexandra nu înțelege de ce o ține așa. Se transmită Alexandra telepatic să se deconecteze de ea. Îi transmit acum lui Alexandra să ia atitudine în fața ei că fără acceptul Alexandra eu nu prea pot să... Bine că Alexandra mi-a dat mie acceptul, dar nu realizează Alexandra. Mai repet odată. Acum s-a dat din fața ei și i-a spus să rupă orice pact, înțelegeri și contract și ea se uită așa și îi spune că nu e bun așa. Nu vrea așa. Păi, odată ce Alexandra ți-a spus, tu scoți contractele pe masă. Da, Dragoș, are 4 contracte cu Alexandra. S-a deconectat de ea? S-a dezlipit, s-a deconectat de ea, dar să știi că ea are implanturi pe Alexandra. Are ea accepturi de la Alexandra și 4 contracte. Alexandra nu știe decât de 2. Să rupă toate 4 contractele. Da. Alexandra le rupi și le-a pus în față, le-a aruncat. Rătat așa le-a aruncat. Și ea se încruntă ca și când nu-i convine. Și acum și Lima să rupă contractele. Nu, Lima ea, da. Cum? Da, o rup și Lima acum. Ok, perfect. Și acum să se apuce să scoată toate implanturile care le-a pus și să-mi spui ce face. O zis că dacă le scoate, oricum o să le pună după aia. Da, tu acum scoate-le pe toate și după aia mai vedem.
Ale, dar ce nervi are. Dragoș are ceva, ca o gheară așa, care agață implanturile, deci ea nu pune mâna ei. Nu știu de ce. Întreabă. Nu-mi răspunde nimica. Smulgi, las-o să smulgă tot. Curioasă să văd ce-i cu mănușa aia. Ok. E un program din subconștientul ei, ca și când, dacă bagă mâna în mănușa aia, e ca și când nu e mâna ei. Altcineva o smulzi implantul, altcineva le-a pus, dar cu aceeași mănușă le-a pus. Cine este altcineva? Cheamă în fața ta. Nu. Adică ea să nu aibă niciun sentiment de vinovăție față de univers, față de divin. Că ea e vinovată, că ea e energia lui. Ea e perversă. E un fel de manevru, un fel de șantaj. Dar nu o duci, nu merge treaba asta. Adică tu îți pui o mănușă în mână, îi montezi unui om niște implanturi și îi spui că nu eu. Nu mâna mea a pus implanturile, ci mănușa aia a pus implanturile. Păi da, dar mănușa, dar cine a avut mâna în mănușă? Am priceput. Să le scoată, le-a scos pe toate. Ca să disculpi în fața divinului ea. Nu, mai are. Are în cap, are pe tiroid, are la ochi. Da. Are... În plex solar, pe spate are, pe sistem nervos, stomac, peste tot are, Dragoș. În cele mai sensibile locuri, acolo unde se produce cea mai multă energie, acolo se bagă implanturile. Are vreo 27 are de implanturi. Are la ovare. La ovare, la trompi are. Are niște dureri ca niște tăieturi, așa jos. La trompile. O doare de la implant. Are la energie sexuală. Da. Continuă. Pe picioare, pe gambi, pe tibii. Dar toate sunt pe sistem nervos. Da. Scos mai are vreo 2-3 la picioare și gata, le scos pe toate. Și la mâini are, și la degete are. Gata, Dragoș, le-o scos pe toate. Ok, să le distrugă. Da. Le-a distrus, le-a topit, Dragoș. I-am zis să le distrugă și le-a topit. Ok. Iar acum spune-i să-ți arate cum este viața pe planeta Eter. Dragoș, poate să nu știi viața la alții, că nu-i de os, poate să-mi poveste, să-mi arate cum o trăiești ea acolo. Da, să-mi arate și treaba asta. Păi ea acolo nu muncește, Dragoș. Dar ei nu-i ca la noi, că trebuie să muncești, să faci muncă, nu. Ea vine aici cu o navă.
Deci singurii domeniu, singurii domenii al lor este cu, cum ar fi ca înțelesul nostru, energia liberă. Atâta. În rest altceva nu este nimic. Zice că a fost și pe lira. Unde-i lira? Nu știu. Nu, am întrebat-o pe ea să-mi explice și ea zice că e greu de povestit, așa, ca și când e mult de povestit. Că nu poate să-mi dea niște de orientare, că ea se duce direct, ea nu are nicio... Deci ea merge non-stop cu o navă de asta, adică navile își produc energie, nu ca cum ai fi un autoturist, că oprești și pui benzină. Nu există. Ei, mașinăria aia produce energie non-stop și ei numai în mașinăriile alea stau și circulă așa, circulă peste tot. Levitează, ca să zic așa, nici măcar nu s-așează pe planetă. O zis că ea dacă are nevoie să coboare undeva, să mănânci un fruct sau ce vede ea, pe unde vede, se poate transforma acea bufniță, să duci și vede ea ce are nevoie și urcă înapoi. Cum faci acest lucru? Se transformă, Dragoș, se transformă, adică ea își ia formă de pasăre, își ia formă de animal, își ia formă de... și ia orice formă. Dacă îi seti coboară pe apă, să-și ia o formă de pescăruș pe apă, să urcă înapoi pe navă, lasă nava deschisă și gata. Dacă îi seti. Deci ei nu strânge ca noi nimic, nimic, nimic nu strânge. Așa trăiește ea. Deci ea îmi povestește din ce fel trăiește ea. Are familie? Da, are, dar familia ei, ea mai are o soră și un frate. Numai ea pleacă așa de tare. De ce? Deci ea e, nu știu. Nu treabă. O zis că așa îi place. Îi place să circule, să exploreze, să cunoască, să evolueze. Numai ea e așa de... Adică familia ei circulă și ei cu navii din asta, dar nu pleacă așa de distanțe mari cum face ea. Deci se întâlnește planeta Vega ei la o distanță foarte mare de Pământ. An lumină, zice că merge. Nu poate să-mi explice un timp. Ea s-o lua de la noi, că noi avem timp în ani. Și a spus că ea sunt, merge, de exemplu, 6 luni, 7 luni în timpul nostru. Dar nu e același lucru și în timpul lor. Dar cât înseamnă în timpul lor? Nu știu, se explice. O zic, la ea nu există așa ceva. Noi avem timp. Ei nu știu dacă... Nu are niciun un mod de măsurare. Dar noi, cum s-ar spune, mergi 6 luni, 7 luni cu nava. Ea se duce foarte rar acasă, înseamnă că umblă tot universul. Și nu cred eu că s-o opri pe Terra, s-o oprește pe mai multe locuri. Posibil. Ce probleme fizice și energetice a provocat Alexandrei? I-am zis și să râde. O zis că nu prea știe, nu prea își dă seama dacă i-a făcut probleme sau nu și nici nu prea o interesează. Nu că nu prea o interesează, e nesemnificativ, ca și când puțin hoață, Dragoș, nu mi se pare corect să intri în aura omului, să iei energie și să nu te interesezi. Nu e prea corect din partea ei. Din cauza ei are membrele inferioare și superioare tot timpul transpirate? Păi toate implanturile de la mâini și la picioare
de la mâini și de la picioare, ea le-a avut pe, în afară de tibiu, a avut și pinchieturi. Și când le pui la nervul de la închietură, îți amorțești și mâinile și picioarele îți amorțești. Și probabil că la ea, dacă nu amorța, transpira de la durere. De la disconfort, starea aia de disconfort, exact cum îți salivează câteodată gura, așa, știi? Așa se întâmplă. De cât timp a zis că este cu ea? De 6 ani. În timpul nostru. Câtă energie, cât la sută din energie îi lua? Dragoș, vreo 18% ea. Adică suficient de mult ca să o afectezi pe ea. Deci când iei 7-8% nu se simte. Ce-a trecut de 7-8%, gata, încep problemele. Începi amețeala, disconfortul, te simți fără vlag, multe lucruri, palpitații, sentimentul de sufocare, de neputință, de toate lucrurile astea se leagă unul de altul. În momentul când ea trage energie, dar ea lua 18%. O lua și 21%. Ea se uită așa la mine ca și când nu știi să explice, dar am văzut eu ce-a făcut. Zi. Dragoș, Lima, au ajuns așa de puternic și așa de plimbăreață datorită unui om foarte evoluat și o anume, cum i-ar fi la noi, călugării, dar de pe planeta ei. L-au inițiat-o și ea începe să plece așa, să plimbi. Și când are nevoie, se conectează telepaticul ăla și să o ajute. Indiferent la ce distanță este în univers, tot se conectează cu el telepatic. O conexiune bună înseamnă. Da. Da, foarte puternic. Îți dai seama, ea pleacă nu știu câte luni de zile într-o direcție, deci ea dacă circulă într-o direcție pe un drum înainte 7 luni de zile, se conectează telepatic cu ăla de acolo, de la ea. Și o învață, vină înapoi, e așa. Se poate conecta telepatic acum cu el? Eu l-am văzut pe el cum să... Cred că da, e în momentul ăsta ăla urmărește ce face ea. Eu l-am văzut eu. E cu pleti, cu părul pe spate, așa. Tânăr, bătrân? La între 40 și 60 de ani. Dar să știi că în anii noștri are mult mai mult. Dar îi arată foarte tineri. Adică cum arătăm noi la 20 de ani, ei arată la vreo 70-80. Care e durata de viața lor? Cât trăiesc ei? De la 225 în sus. De la 200 și ceva în sus. Cea mai mare longevivă e 400 și o leacă. Diferența între ea și ăsta care o inițiază este de 108 ani.
în vârstă față de ea. Este foarte evoluat el și el o inițiază. Folosește ceva ritualuri magice? Nu, meditații, văd, Dragoș. Văd pe el cum el zilnic face meditații. El face și ea, dar ea e prea începătoare, e prea... Deci, uite, el acum e foarte atent la ce face ea. E ca și când e sub supravegherea lui. Și el trebuie să aibă grijă de ea, că ea mai face și ce nu trebuie. Cum ar fi? Cum ar fi că ea lui fata asta cât e 18% de o dămblăgește, de nu poate să stea pe picioare, nu are voie. Și el i-a spus că dacă iei să nu iei mai mult decât ai nevoie. Și ea o lua saiurea, o lua mai mult. Ea putea să ia 5% de la ea și 5% din altă parte. Ca să nu deranjezi, adică ai voie să-i dat în așa fel încât să nu deranjezi, să nu suferi cineva după tine. Și ei exagerează, ei ia până când termină omul. Adică e una să ai o stare, un sentiment de neputință și după aia să simți că poți și una e să amenințești să nu poți stai în picioare. Zile întregi. Corect. Păi, dacă lua 3% chiar nu era problemă, dar dacă tu iei 18%, ia-ți jucărele și stai-o. Oricum, eu implanturile le-o scos, le-o ars, contractele le-o rupt. I-am transmis telepatic lui domnul inițiator că ea o lua, deci a luat 18% din fata asta. Și așa făcea, că nu-i de acord. Și de ce n-a oprit-o? A spus că i-a scăpat. De obicei nu o las să fac așa ceva, dar... Vrea să ne transmită ceva? El zice că îi pare rău că face ea așa, că ea nu înțelege, că ea e încăpățânată și nu ne interesează pe noi. Ia să-i deschidem noi un portal spre planeta carcer, își duc să o scoată de acolo. Da, fă-i lucrul ăsta. Păi da. I-am deschis portal. Da. O poftesc să intre acolo. Nu, e cam teamă să intre, dar nu am te deși rog frumos să intre, hai. Ai intrat, Dragoș? Închide portalul și sigilează-l cu foc. Îl închid mai repede să nu se întoarcă. Gata, l-am închis, l-am sigilat. Azi duc să o ia de acolo. Și acum ocupă-te de Alexandra și energizează suficient de mult să ia sub toate găurile provocate de acele implanturi. Și să-mi spui ce se întâmplă. Dragoș, tot așa, îi pun o mână pe ceafă și una pe frunte și o bag tot pe sursă, că când o bag la sursă, am garanția că nu-i rămâne nici măcar un milimetru de sutime, ni e astupat. Când energizez și eu, nu-i problemă, dar eu pot să mai greșesc, dar când o bagi la sursă, chiar nu ai nicio... Nu ai garanția că 100% e bun. 100% s-a stupu orice punct. Ok. Fo. Am băgat-o. Îi curge energia de la sursă exact pe moalele capului. Îi se duce peste tot.
Alexandra e sub duș acum. Și știi ce se întâmplă când o bag sub, uite că acum asta e să o încarc al meu și după aia spun. Mai are. Gata, Dragoș. Okay. S-a știi ce se întâmplă? De exemplu, eu când energizez o entitate, o ființă umană, un suflet, un spirit, când bagi energie, că vrei să-i cicatrizezi o gaură de aia, mie mi-ard palmele și îmi consumă de la mine, știi? Îmi ard, mă frigi la palme. Iar când o bag sub sursă, mi-e mult mai comod, nu dau de la mine nimica, decât o țin acolo, știi? Și sursa n-ar ce să ia la sursă. Și pe sursă nu o frigi ca pe mine. Ok. Vezi ce programe negative are. Energie infinită. Programe negativi. 2, 3, 4 are. Scoate ele pe toate și pune ele pe pozitiv. Încarcă-le și pune ele pe pozitiv. L-am scos pe prima acum. Tot baza programelor, tot frica este, Dragoș. Da. L-am scos, îl șterg, îl încarc, îl întorc, dar ce se vârtea? Poftim? Tot unul din programe, las că îl scot eu acum. Eu vreau să-i schimb programele și ea să întoarce, ca și când nu vrea, știi? Uh-huh. Adică e o stare care face parte tot din programele de pus pe negativ. Adică cineva vine să te ajute, să te scoată din direcția că tu te duci spre cimitir și spui că nu, eu nu vreau, eu așa vreau, știi? Adică te face să respingi ajutorul. Okay. Face parte tot dintr-un program de subconștient. Dar la ea este foarte pronunțat treaba asta. Las că îl curăț eu acum. Îl scot pe al doilea. Curăț. Îl întorc pe pozitiv și îl bag înapoi. Okay, scot și pe al treilea. Curăț. Îl încarc. Pozitiv și îl bag. Și acum îl scot pe al patrulea. Uite, până la al patrulea s-o liniștit. L-am băgat. Dragoș, cel mai chiar vreau să-i spun. Deci, în toate programele astea, eu nu stau să mă uit la fiecare, ci programe pe negativare. Fac parte, fobiile, frica din înălțimii, de câini, de mâță, de sperieturile, fricile astea, fobiile. Sunt foarte multe. Plus de asta, refuzul de ajutor. Da? Adică ea este o fată, când cineva vrea să o ajute, indiferent ce este, în subconștientul ei este pus programul ăsta să refuze ajutorul. Ca să zică că, eu nu vreau să, ca să rămână veșnic neajutorat, să nu ajute nimeni. Și să accepte și să trăiască cu blocajele care ea le are. Era unul din programe din subconștient și eu l-am scos acum. L-am scos, l-am curățat și l-am încărcat cu energie pură. Ca să nu mai aibă așa ceva, că nu există așa ceva. Adică tu vine cineva, da, ca să te ajute, că tu se vede de la distanță că tu nu reușești să ieși și tu refuzi.
E tot un program, îi l-am scos de acum. De acum a rămâne doar Libero. Da, îi l-am scos, sigur că l-am scos. Era al treilea program. Până am ajuns la al treilea, aveam impresia că o pierd din mână. Bă, dar ce bine i-l-o băgat, auzi? Poftim? Foarte tare era. Deci era înrădăcinat. Cel mai tare înrădăcinat a fost programul ăsta. Ok. Eu mă duceam la ea să scot și ea să smulgea așa din... Da, hai, trecem mai departe. Programul ăsta o făceau într-un fel să se autosaboteze? Da, da. Deci ea se autodistrugea singură prin programul ăsta. Se autosabota singură. Ea pur și simplu mă împingea pe mine, respingea lumina. Păi ce om sănătos respinge lumina, Dragoș? Ok. De ce de foarte multe ori se simte foarte epuizată și obosită? Uite, poftim, exact. Ea se luptă, ea consideră că indiferent ce problemă are, ea se va lupta și va reuși. Dar după programul ăsta care se autosabotează singură, până la urmă obosește și cedează. Ea acum încă este destul de luptătoare, dar bine am făcut eu că i-am scos programul ăla și l-am golit. Deci are lipsă de energie, de motivație și de încredere, bucuria de viață. Pentru că ea, indiferent ce faci, simte că n-a reușit. Și ea nu reușește să perceapă lucrul ăsta. De ce are senzația că nu, așa este, adică ea, indiferent ce face, că vrea să-și facă, să realizeze ceva, chiar dacă realizează lucrul ăla, e neinteresant, ca și că nu e suficient, ca și că nu e bun pentru ea. De la programul care era pus invers, pe negativ, programele alea au afectat foarte tare, să știi, cel mai tare chiar. Mai tare ca entitățile, că entitatea și cu entitatea împreună, tu îți dai seama? Dragoș, când programele din subconștient sunt modificate și puse pe pozitiv, entitățile cu greu fraieresc cu oamenii. Nu prea reușești să le dai accept să montezi implanturi în ei. Dar în momentul când reușești să le pună programe în subconștient, foarte ușor îi fraierești. Manipularea se face mult mai ușor. De multe ori are tendința de autoizolare, de a sta singură în casă și are greutatea de a vorbi cu alte persoane. Dragoș, eu văd la ea ceva în plexul solar. Ce este? Nu știu ce, stai să văd. În plexul solar, pe emoții, tot un program pe negativ, dar are legătură cu programele din subconștient. Dar ce legătură are? Verifică. Dragoș, știi ce are? Exact cum sunt programele. Are o legătură, un sistem de... care e legat de emoții, de emoția din inimă. Înțelegi că atunci când vezi la cineva ceva și ai așa o emoție tristă, care
Deci toate din programele din subconștient au o legătură cu plexul solar, cu inima. Nu știu ce este, o fi de la implant rămas, dar n-are cum, că eu am energizat-o. E de la programele de la subconștient. Deci dar cum n-am văzut niciodată? Pe programele le-a șters, dar eu rămas o cum să zic eu, nu mai are, deci nu mai are legătură acum cu subconștientul. Dar are ceva, nu? Eu știi ce fac? Pur și simplu bag energie acolo până stopește ramura aia. Și are un, ca un creion, așa, ca un cui de 10, ca un implant energetic care tot ce gândește ea în mintea ei trece prin emoții. Nu. Deci tot ce gândește trebuie să gândească la rece, punct, ochit, punct, lovit. În momentul când vrei să știi, dai prin plexul solar ca să poți să cunoști pe cei din față. Dar nu, eu îi scot implantul ăla, mie mi se pare că e un implant. Îl scot, îl ard și la revedere, ca să nu-i mai dea nicio emoție pe negativ. Nu, nu ne trebuie emoții pe negativ, eu o să îl scot. Ok, scoate-l. Auleu. Știi ce tare, Dragoș? Ce e tare? Implantul ăla te mar de la mâini. E galben. Cine i-l-a pus? Cheamă acea entitate să vină în față. Ilma l-a pus, Dragoș, Ilma. De-aia era îngrijorat domnul. Bine am făcut că am trimis-o. De fapt, el a venit să ia implantul. Da? Uite, mi-arată. E ADN-ul. Mi-arată o spirală ADN. La ce legătură are? Verifică, te rog, ce legătură are cu ADN-ul. Nu, vedeam o spirală ADN. Gata, i-am topit. I-am topit acel implant din plexul solar. Nu, Dragoș, el s-a uitat la ADN-ul ei. Care e el, mai? Care e el? Acel inițiat care o urmărea pe Ilma. Ok. Acel inițiat care o urmărea pe Ilma, care o supraveghea, să zic așa, s-a uitat foarte atent la ADN-ul ei. S-a uitat și atât. Nu a apucat să facă nimica pentru că am apărut noi. Și l-ai scos, și l-ai topit? Da. De ce are toată greutatea de a vorbi cu niște persoane? De la acest implant din plexul solar care o afectează emoțional, este atât de supărată că ea vrea mai mult de la ea, își dorea să facă mult mai mult, își dorea să realizeze mult mai multe lucruri și nu a reușit. De la acel implant din plexul solar. De asta are greutatea de a povesti. Era un blocaj. Un blocaj emoțional. Eu l-am scos acum. Ok. Deci îi place să se autoizoleze singur în casă.
Pentru că ea era conștientă că ea de una singură nu reușea să fac ce facem noi acum pentru ea. Și se considera inferioară celorlalți din jurul ei. Pentru că faptul că nu putea să dihami situația asta, să arunci ca o cămașă situația asta, blocajele care le avea, anxietățile și neputința, ei nu știa cum să le scoată, nu putea. Și așa era. Nu poți să te curăți singur la nivel energetic. Curățai-te, rog, frumos, energia banilor. I-am curățat energia banilor și îi pun un pic de un pic cât pot. Îi pun abundența banilor. Da. Să aibă din abundență, să poată să fac tot ce își dorește. Am turnat din abundența banilor, am turnat pe ea. Ok, perfect. Iar acum verifică, te rog frumos, casa în care este. Să nu aibă energie și alte entități în ea. Dragoș, am văzut o nu săgeată, nu scut, cum se cheamă, suliță, nu suliță. Și un foc, un semn. În casa în care stăia înainte ei. Da. A stat altcineva. Cine a stat, a lăsat o... ceva negativ. Ce a lăsat negativ? Are o negativitate. Aș vrea să deschid un portal ca să-i curăț tot de acolo. Ok, deschide. Și când stă în casa aia, ea se simte foarte rău. Deci, în colțul din dreapta casei, din fundul casei, în partea dreaptă. Cum intră de la ușă, în dreapta, în fundul casei. Da, văd o săgeată, o săgeată, de aia de luptă, cum îi spune, nu știu, că nu pot să spun. Suliță. Nu suliță, altceva care să lupte cu ea. Sabie. Sabie, da. O sabie înfipt într-un foc. Adică e un simbol, e ceva care eu trebuie să deslușesc. Ăla care stătea acolo era, e o negativitate, trebuie curățată ca să nu mai aibă. Și ea când stă acolo o afectează. Ok. Ai deschis portalul? Acum îl deschid. Număr mă până la 3. Iar acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3 o să deschid un portal intradimensional. 1, 2, 3. S-a activat. Portalul își trage. Mm-hmm. Asta trage de peste tot, Dragoș, da? Da. Gata. Să-l închid. Uitam să-l închid.
Gata, eu l-am închis și l-am sigilat, Dragoș, cu foc. Acum are casa curată. Are un program în cap prin care are obsesie de a număra în gând orice formă fizică vizibilă, de exemplu pătratele sau culorile. Scoate programul ăsta din cap. Îl am scos, acum îl am găsit, că nu-l găseam. Asta e de la obsesie. Îl am scos, îl am curățat, stai să îl încarc cu energie pură, să găsească altceva de făcut. O să găsească un alt lucru benefic și nu o să mai poată să mai fac treaba asta. Ok. Gata. L-am băgat înapoi. Perfect. Super. În copilărie, în adolescență, a fost abuzată sexual de tatăl ei, de Gheorghe. Vrea să știe dacă Gheorghe chiar a fost tatăl ei natural. Merge înapoi în timp până în acel timp. Nu, n-a fost tatăl ei natural. Și taie orice legătură karmică care a avut-o cu el. Și elimină orice energie negativă care a mai rămas de pe urma acestui abuz. Dragoș, ea acum, la ora asta, nu mai are nici frică, nici anxietate, nici așa. Și-a rămas doar o amprentă. În două din programele de pe negativ avea și teama de el. Și anxietate foarte mult a venit de la... Și din programul ăsta. Dar iar va reveni. Nu văd o piedică pentru ea treaba asta, să știi. Ok. Ea va avea, are familii. O să aibă familii. Și doi copii. Nu știu dacă o să fie ei, dar o să aibă. Eu o văd la o masă cu un bărbat și cu doi copii. Ok, perfect. Verifică, te rog frumos, relația care o are cu Maria. Da. O relație foarte bună. Au legătură karmică? Da. Vine din altă viață? Da, au fost frați. Frate și sori. Ea a fost bărbat în altă viață și Maria era tot femeie. Și ea a fost bărbat. Au fost frați în altă viață. Uh-huh. Chiar în viața dinainte asta. Și topitera au fost. Câte viață au avut împreună? Au avut vreo 3-4 vieți au avut împreună, ele două. Și ca rudii mai îndepărtate, dar și ca frați. Două vieți ca frați au avut. Într-o viață au fost doi băieți și după aia au frate și soră. Și eu au fost frate.
Ok. Iar acum verifică relația cu mama ei, Elena, din trecut. Da. Verifică relația lor. Față de mama ei, ea avea o datorie karmică. Ce datorie karmică? Poți să vezi? O abandonat. Ce s-a întâmplat cu ea? A crescut foarte greu și a fost foarte afectat de abandonul ăla. Pur și simplu a ajuns greu din cauza asta. Ce Și s-a întâmplat? o blestemat-o. Toată viața cât a trăit și după aia a murit. Cine pe cine a blestemat? Mamă-sa. Mamă s-a oblestemat-o. Mama ei o abandonat-o pe ea. Și din cauza că o abandonat-o, eu o sfârșit urât. Adică nu a avut o viață și toată viața ei spunea că din că aia e cauza, aia e cauza. Și cuvântul ăla, gândul ăla repetat mereu oblestemat și chiar așa au rămas. Acum la karmă. Da, să ștergi. Să va ștergi. Cum? Nu va mai plăti nimeni nimica. De ce? Nu știu. Dar dacă ai ști ce răspuns mai dat? Asta se... odată cu mutația frecvenței planetarii 3D, toate karmele de pe frecvența de 4 se șterg. Tot. Deci, indiferent de care karmă, că e pe crimă, că e pe abandon, că e pe furatul energiei, că e pe toate karmele se șterg. Odată cu terminația ar avea asta însemna până în anul viitor. Tot anul viitor. Mai este un an și vreo 2 luni, așa mai sunt. Vreo 14 luni mai sunt. 14-15 luni, să zic. Adică un an și 2 luni, un an și 3 luni, cam așa. Adică toate plățile care se fac, se mai fac în timpul ăsta, de acum încolo, 13 luni, 14 luni. Ok. Cel târziu, 15 luni, mai mult nu. Verifică împământarea la ea. Dragoș, împământarea nu e. E fisurată. Are 2-3 fisuri. Are. Cheamă pe mama voia. Mama Magaia a venit. Și rog-o frumos. Cicatrizează. Da. Șansa-i zic să-i pună și un sigiliu nou. Dar îi pune oricum. Chiar dacă nu îi spun eu, tot îi pune. Ea și îngrijește împământările. Gata. Am împământat-o, eu pus un sigiliu nou. Am împământat-o zdravă, Dragoș. Foarte bine. Iar acum verifică legarea la sursă. Sursa e bună. Sursa e foarte bună, Dragoș. N-are probleme la sursă. La împământare avea probleme. Corpul fizic se pliază perfect peste corpul energetic? Da.
Mai trebuie făcut ceva la ea? Nu. Fă o sferă de protecție, te rog. Exact. Asta vreau să zic. Cum de mi-a scăpat? Nu vreau să-i fac o sferă de protecție energetică, din energie plură, energie indestructibilă. Chiar dacă vine altcineva care lucrează cu energie și vrea să-i spargă, să nu poată. Indestructibilă să fie. Asta e ultimul meu cuvânt. Energie indestructibilă. Ca ea să știe că acea sferă indestructibilă care eu o fac, chiar dacă cineva vine la nivel energetic, cu energie pistia, ca să poată să nu mai poată să intre în sfera ei. Acum eu fac și o bag în sferă și gata, barem să ne facem toată treaba. Bravo, ce frumos a făcut. Arată exact ca o minge. Gata, acum o iau să o bag. Gata. Am băgat-o, Dragoș. Foarte bine. Mai trebuie făcut ceva la aia? Nu, Dragoș. Sfera energetică o să o protejeze foarte tare. Sferele astea energetice sunt foarte exagerate buni, Dragoș. Perfect. Bun, dacă nu mai trebuie făcut nimic la ea, atunci mulțumește și spune că se poate întoarce înapoi de unde a venit. M-a întrebat. Poftim? Da, eu i-am spus că poate să meargă. Gata. Am dus-o înapoi la locul ei. Tu te simți bine? Ești ok? Da. Te doare ceva? Nu. Bun. Atunci o să număr de la 1 la 5, iar între timp tu revin apoi în corpul tău și în mintea ta, aducând cu tine în această realitate toate beneficiile acestei terapii. 1, 2, 3, 4, te reincorpora complet, ești liber, ești liniștit, simți cum se întorc înapoi în tine toate energiile tale. 5, deschide ochii.